Cumpănânii se pregătesc să petreacă românește de 1 mai. Ce le propuneți să facă în această zi de sărbătoare? 1 mai este sărbătoarea muncii, o sărbătoare recunoscută european, deci pe plan european de majoritatea popoarelor. Este firesc ca poporul român să sărbătorească cel ce muncește, spunem noi, această zi minunată și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea însorită. Să putem ca aici, pe marginea canalului Dunăre Marea Neagră, la Cumpăna, cum de altfel a devenit o tradiție de peste 16 ani de zile, să împreună să sărbătorim 1 mai. Spuneam că este dedicată oamenilor, nu numai a Comunei Cumpăna, ci și prietenilor dragi Comunei Cumpăna, care an de an, în număr mare, vin aici să asiste la programul folcloric pe care îl pregătim pentru dumnealor, dar nu numai folcloric. Grătarele vor sfârâi. Sunt agenții economice ai Comunei Cumpăna recunoscuți pentru produsele lor pe care zi de zi, 365 de zile pe an, le distribuie în tot orașul și localitățile limitrofe și aceste grătare vor fi presărate cu băuturile asigurate de asemenea de aceștia, dar mai ales cu muzica, dansul și voia bună. Fiind asigurate de artiștii Comunei Cumpăna, și când spun artiștii sunt cei mai buni, sunt copiii Comunei Cumpăna, reuniți în ansambluri folclorice precum Boboceii Cumpenei, Mugurașii Cumpenei, Româncuța, pregătiți de profesorul Constantin Olteanu, dar avem și celelalte genuri. Avem în același timp copiii pregătiți de profesoara Laura Bogorodea, dansul modern, dansul sportiv și dansul este la el acasă de data aceasta, precum și micuțele balerine de la școala de balet Nicolae Spirescu. Bineînțeles că pentru adulți, tarafurile reunite din Comuna Cumpăna vor fi prezente de-a lungul întregii zile, începând cu ora 11, până în noapte târziu, când focul de tabără va lumina cerul. Dar avem și invitați și dați-mi voie să vă citez nume precum Iona Mititeloaie, Elena Plătică și Costel Atanasov. Soliștii Iulian Tănase, Lucian Costea, Marian Bordea, Nițu Jean, Mihai Dumitru, Stelică Militaru, Amza Gabriel, Fanny Drăgan, Ștefan, Fane de la Cumpăna, cum este cunoscut de prieteni. Dragii noștri, însă cei mai buni interpreți de muzică populară vor fi elevii tinerii Comunei Cumpăna, Luzinski Ștefania, Iordan Elena, Câmpanu Cătălin, câștigători ai premiilor la nivel național. Ce să vă spunem? Important este că noi cu tot sufletul, Primăria și Consiliul Local Cumpăna, invităm toți prietenii dragi din Constanța, din localitățile limitrofe, veniți pe 1 mai la Cumpăna, marginea canalului Dunăre-Marea Neagră, canal ce străjuiește latura stângă a comunei, vă stă la dispoziție pajiștile verzi, cerul însorit să binecuvânteze toți românii de 1 mai prin această petrecere bine meritată, binecuvântată.